Cercul Militar a găzduit o nouă acțiune culturală organizată de Asociația Centrul Cultural Mușcelan și Asociația de Pensionari Seniorul din Câmpul Lung. De data aceasta, evenimentul a fost dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena. Invitați speciali la această întâlnire a oamenilor de cultură și a publicului mușcelan au fost preoții Vasile Grigorescu și Daniel Oprescu. Și tot în luna mai este marcată în mod deosebit, anume că împăratul Constantin cel Mare a întâlnit primul sinod ecumenic la Nicea, începând din 20 mai, sinodul, până pe 25 august, 325. Și cu strângere de inimă, tot în luna mai, pe 29, 1453, a fost cucerit Constantinopolul de Mahomet al II-lea Mijlocul. Spune că spre sfârșitul campaniei din 326, când și bisteria imperială era secătuită pentru împăratul Constantin, dorește să rezidească, să zidească un oraș nou pe ruinele vechiului Bizanț, orașului Constantin, Constantinopol. Aceasta a ajuns fără niciun fel de resurse și încă nu găsise Sfânta Cruce. Iar din diadema imperială aceasta desface pietrele prețioase pe care de bătuse rămeșterii acolo ca să împodobească această coroană și plătește această expediție arheologică pentru a-și duce la bun sfârșit dorința de a găsi cea mai importantă relicvă legată de prezența pământească a Fiului lui Dumnezeu. Este de fapt ceea ce încercăm să găsim și noi în viața noastră ca putere de șerfernicie, ca rupere de cele materiale pentru a sluji unui ideal sfânt și nobil, pentru că, de fapt, credința, așa cum bine știți, se dovedește prin fapte și cei care spun că doar în suflet se păstrează și trebuie să o avem, uită că, de fapt, omul este și materialitate, este o dihotomie care se împletește trupul și sufletul. Evenimentul a fost completat cu un recital de poezie și muzică susținut de elevi ai Școlii de Muzică din Câmpul Lung și de scriitori mușceleni. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dinaintea Ta am păcătuit, am greșit. Doamne Iisuse Hristoase, singurul Dumnezeu ești Tu, nu avem alt Dumnezeu, nu. Fă bine pentru numele Tău și nimănui nu-i va fi rău. În pilările zvârlite pe umerii noștri zădărnicește și le oprește. Oprește ale vrăjmașilor noștri ticluiri și unertiri. Boala și sabia le oprește. La fel și pierzania, păcatul, robia, distrugerea, ticăloșia. De fiii legământului Tău, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, legonește.
Publicul destul de numeros a apreciat evenimentul cultural și a plecat încărcat sufletește. Următoarea întâlnire a publicului cu artiștii mușceleni va fi în jurul datei de 1 iunie.